Salutare, salutare! Bine v-am regăsit la încă un video pe acest canal. Numele meu este Ștefan. Materialul de astăzi am să vă prezint un monopied de la Sirui. Este vorba despre P325FL. Este un monopied modular care se transformă în funcție de nevoile fiecăruia. Am să vă arăt acest lucru în câteva momente. Este un monopied versatil, adresat atât fotografilor cât și videografilor care au nevoie de flexibilitate pe teren, dar vor să aibă alături un monopied relativ compact, care se transformă și într-un mini trepied la nevoie. Desigur, am spus că este un monopied adresat fotografilor și videografilor, dar este cu înclinație mai mult către cei care fac fotografie sportivă și wildlife sau pentru videografii care multe filmări, atât la evenimente cât și în studio. Este o unealtă foarte versatilă. Ca specificații rapide, este un monopied cu o înălțime maximă de 170 de cm și o înălțime minimă de lucru de 60 de centimetri, are 5 secțiuni, este realizat din fibră de carbon, are o greutate proprie de cam 1,2 kg și susține o greutate de cam 10 kg de echipament. Vine livrat fără vreun cap de trepied, la bază vine cu niște picioare ajustabile, are și un spike pentru gheață și nisip ca să aveți o stabilitate cât se poate de mare. Am să mă apropii de cameră să vă arăt îndeaproape detaliile și ce face bun și diferit acest monopied de la Sirui. Începem cu partea de sus. Avem un buton de tip lock. Apăsăm pe acesta și avem un filet dublu 3x8 inci și 1x4 inci. Puteți atașa capete de trepied cu ambele filete sau diverse accesorii. Mai avem aici sub două alinieri de tip boloboc. În partea de jos avem un comutator de care apăsăm în jos și această bază iese afară și o să vă arăt în câteva momente unde se pune. În partea de jos avem cele 4 ajustări pentru cele 5 segmente din fibră de carbon. Se poate observa construcția din fibră aici. Avem un grip de burete. Avem un lanyard pentru mână, desigur. Desfacerea monopiedului se face foarte simplu și clasic în același timp. Acesta este un sistem clasic. Mă mut mai jos, se poate observa că baza trepiedului are un cap cu bilă la rândul ei, iar dacă dau de această clapă în jos, baza iese și, cum vă spuneam mai devreme, această bază de sus se inserează în această bază de monopied și obținem un mini trepied foarte versatil și compact, care este foarte bun de folosit pentru fotografie la nivelul pământului sau filmare, sau puteți să-l folosiți pe birou sau oriunde altundeva. La bază acest mini trepied vine cu un șurub care desface și strânge capul cu bilă. Aici puteți să puneți iarăși ce doriți, un capăt cu bilă, accesorii de telefon sau multe altele. La bază se pot observa aceste piciorușe, au acest trăgaci care vine cu două poziții, una așa pentru a permite trepiedul să stea cât mai aproape de masă, cam așa arată. Se poate și plia. Am descoperit că acest monopied este foarte versatil, mai ales această conversie vă face să aveți la voi întotdeauna un mini trepied și un monopied, iar avantajul acestei conversii este că se face foarte rapid. Doar apeși pe clapă, o mișcare, două mișcări și l-ai făcut monopied. Este foarte ușor de utilizat și nu este doar ușor de utilizat, este și foarte bine construit. Segmentele sunt realizate din fibră de carbon, baza este realizată din aluminiu, avem și puțin de cauciuc aici la bază, iar pentru un produs nou lansat de la un producător nu atât de cunoscut cum sunt cei de la Manfrotto, pot să spun că are o construcție cât se poate de bună și pare să fie un monopied rezistent. Totuși, ca utilizare, este un trepied monopied foarte bun. Este un monopied stabil, nu prea am ce să-i reproșez după două săptămâni de utilizare. Acum a sosit momentul pentru pro și contra. Ca pro-uri îmi place modularitatea acestui sistem. Se poate face mini trepied cu baza de sus. Se poate face acest lucru super rapid. Alt pro este construcția. Chiar dacă nu sunt un mare fan în fibră de carbon, mulți dintre voi veți prefera un monopied care se face și trepied la doar 1,2 kg. Îmi place și schema de culori, dar asta e o chestie
personală. Acest turcoaz cu negru și cu o pattern de fibră de carbon sunt o combinație absolut excelentă. Vine cu această țepușe. Pe partea de contra spune prețul cumva, pentru că acest monopied este undeva pe la 900 de lei. Deci nu este un monopied pentru toată lumea. De aceea ziceam și mai devreme că dacă ar exista o variantă de aluminiu care probabil ar fi cu 200-300 de lei mai ieftină, cei de la Sirui ar avea și mai mult succes decât au în acest moment. Mai folosesc produse de la Sirui cumpărate pe banii mei, deci nu am o problemă neapărat de calitate cu aceștia, dar pe partea de monopiezi aș vrea să văd mai multă varietate de la ei. Că tot spuneam că folosesc alte produse de la ei, folosesc și trepiedul amintit într-un review anterior. Este tot așa un mini trepied, puțin mai avansat decât această bază. Folosesc chiar și un cage pentru FX30, care este tot de la Sirui, un mâner lateral, deci calitatea este foarte bună și nu am ce să reproșez. Până la urmă sunt niște bucăți de aluminiu și oțel făcute la CNC, deci nu prea ai ce să greșești. Totuși mecanica și ingineria din spate trebuie apreciate, însă nu am folosit de foarte, foarte mult timp Sirui, de vreo 2 sau 3 ani, deci nu are cumva în piață o reputație atât de răspândită cât o are Manfrotto, dar rămâne să vedem pe viitor ce și cum. Cam asta ar fi cu pro și contra. Am să vă las un link de achiziție în descriere cu acest monopied. După cum am spus, este undeva pe la 900 de lei. Acum decideți și voi și aștept să-mi spuneți și în comentarii dacă vi se pare că merită sau nu și să-mi spuneți și ce folosiți voi în acest moment. Cam asta ar fi acest video. Vă încurajez să interacționați cu acest clip, cu un like, cu un share, cu un subscribe, cu sau fără clopoțel. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în curând la încă un video.